Bună, sunt Diana Lupu și astăzi sunt în vizită la Anca Cheregi. Salut! Bună, bine ați venit! Mersi că ne-ai primit. Ce faci? Foarte bine, vă așteptam. Haideți înăuntru. De cât timp locuiești aici? De aproape 4 ani. Cât de des te-ai mutat? În total de 3 ori. La ce te uiți prima dată când intri într-o casă? Mă uit la calitatea luminii și la stilul amenajării, stilul mobilierului. Musafir sau gazdă? Prefer să fim gazde, pentru că întotdeauna înainte să avem musafir, eu și logodnicul meu Bogdan gătim ceva bun. Și e un ritual care ne place foarte mult, să pregătim mâncarea, platingul, să ne așteptăm musafirii. În ce colț din casă te retragi ca să te relaxezi? Aici este baia noastră, în care în fiecare duminică seara fac o baie relaxantă, lungă, fierbinte, cu spumă, cu tot pachetul. Și pentru că niciodată nu poți avea prea multe plante în casă, am adus și aici destul de multe, pentru că îmi place foarte mult ambianța pe care o aduc. Care sunt cele trei obiecte fără de care nu te-ai simți acasă? În primul rând am desenul făcut de Bogdan, chiar când am început să fim împreună. Apoi avem aparatul meu pe film. Chiar dacă sunt fotograf de modă și activitatea mea se desfășoară exclusiv în digital, aparatul pentru mine reprezintă relaxare, liniște și muncă fără niciun fel de obligație. Și un obiect la care țin foarte mult este această lampă pe care eu și Bogdan ne-am făcut-o singuri. Poți să-mi povestești o amintire dragă petrecută acasă? Da! O zi foarte simpatică pe care am petrecut-o acasă a fost când am făcut acest candelabru. Am adus creanga asta din pădurea de lângă cu smartul meu, care e minuscul, deci a fost o nebunie totală. După care am stat să vopsim, să asamblăm, să ridicăm totul, a fost o zi super nebună. Și dacă toți suntem aici, haideți să vă arăt și zona mea de birou. Mi-am pus aici foarte multe amintiri frumoase pe care le-am strâns de-a lungul anilor. Aici suntem noi doi în Dubai, o poză cu mine din Islanda. Aici este prietena mea cea mai bună fotografiată chiar de mine, o poză la care țin foarte, foarte mult. Ce ai schimbat la casa ta? Sincer, n-aș schimba aproape nimic. Ce îți place cel mai mult la casa ta? Îmi plac foarte mult două stiluri, cel minimalist și cel scandinav. Și am încercat cât de cât să le îmbin, așa încât să aibă cât mai multă armonie amenajarea casei. Prin urmare, este foarte confortabilă, avem foarte multe accente naturale, cum este zidul de plante, cum sunt mestecenii. Chiar am încercat să facem cât mai confortabil, în primul rând. Care este cel mai cool obiect din casa ta? Cel mai cool obiect, aș zice că sunt cărțile mele de fotografie de modă. Fiind fotograf, în primul rând, am nevoie de foarte multă inspirație. Și acesta este colțul meu în care stau și citesc înainte de o ședință foto, mă inspir, mă relaxez. Ce sfaturi ai pentru cei care își caută locuință în acest moment? Sfatul meu ar fi să se gândească foarte, foarte mult înainte să ia o decizie. Și atunci când caută, să fie atent să nu facă niciun compromis legat, de exemplu, de distanța față de oraș. De exemplu, să zicem că ție e un apartament la jumătate de oră distanță de centru. Asta înseamnă că tu în fiecare zi vei face naveta măcar o oră, care e o oră din timpul tău foarte, foarte prețios. Asta e un compromis pe care eu nu l-aș face niciodată. Și i-aș sfătui să-și găsească un loc care să-i facă fericiți. Care a fost camera care a necesitat cea mai multă atenție la decor? Poate că nu pare, dar este chiar cea în care ne aflăm, pentru că ne-am gândit foarte, foarte mult înainte să punem mestecenii. De exemplu, era întrebarea cum diferențiem cele două zone. Nu se înțelegea foarte clar ce e acolo. Din coace, zona asta cu canapeaua pentru mine nu este în niciun caz finalizată. Înainte aveam aici studioul foto, acum ne-am mutat, thank God. Care a fost criteriul cel mai important de care ai ținut cont atunci când ți-ai ales locuința? Pentru noi contează foarte mult faptul că avem acest open space în care ne putem desfășura activitățile. După cum spuneam înainte, avem aici studio, deci chiar avem nevoie de mult spațiu. Ce face casa ta să se simtă acasă? Faptul că avem multe, multe plante, faptul că este extrem de confortabilă și mai ales amintirile frumoase pe care le am aici împreună cu Bogdan și Helga. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizită! Mulțumim și noi, te pup! Vă pup! Pa! Pa!